Vom spune bună dimineața, însă nu este chiar o dimineață bună. Suntem chiar în incinta Ecoburn Braj, aici unde a izbucnit un nou incendiu. Forțe impresionante de pompieri, autorități locale, de și sub prefectul județului Prahova aici. Foarte mulți pompieri care intervin în această acțiune de stingere a incendiului. Incendiul se pare că ar fi izbucnit undeva în jurul orei 3 în această dimineață, undeva după ora 4 și 50 de minute a început să fie emis mesajul roaler pe care l-au primit foarte mulți prahoveni. Veți asista la o parte din intervenția pompierilor. Fumul degajat este unul foarte toxic pentru că Ecoburn este o societate de ardere a incendiilor, de colectare și ardere a incendiilor, deșeurilor periculoase, mă scuzați. Însă fumul nu se duce spre Ploiești, se duce undeva spre zona Ghighiu, acolo îl duce curentul. În această dimineață sunt 10 de pompieri, peste 60 din câte am înțeles, mobilizați de către ISU Prahova. Sunt și polițiști și ambulanțe aici. Nu este cazul, am înțeles că nu este nimeni rănit. Incendiul este chiar în hala de depozitare a acestor deșeuri periculoase. Știți foarte bine câte probleme au fost cu această societate în ultimii ani, pornind și de la incendiul, tot la fel cu degajări mari de fum, o problemă mare de mediu, la depozitul ilegal de deșeuri din Mimiu, acolo unde în intervențiile noastre live am descoperit, pe lângă deșeuri medicale, se ardeau și resturi de filtre de ulei. Erau depozitate tot felul de substanțe periculoase. Nu s-a întâmplat nimic, nu avem nicio concluzie după acel incendiu. A trecut mult timp de atunci, se tot cercetează. În urmă cu câteva luni am mai fost aici la un live, un incendiu însă ceva mai mic comparativ cu acesta. Societatea era închisă, ploua afară și totuși s-ar fi autoaprins, cel puțin asta ni s-a spus la momentul respectiv. Nu știm ce ni se va spune acum, vom vedea care sunt rezultatele anchetei. Cert este că acțiunea este în continuare, în desfășurare. Vă spuneam, fumul se îndreaptă dinspre zona Brazei, aici unde este sediul Ecoburn, spre zona Ghighiu, Tătărani, Bărcănești. Cam aceasta este direcția fumului. Am primit și noi mesajul RoAlert în această dimineață. De altfel, pe mesageriile observatorului PH ne-au scris 10 de oameni, nu știau exact ce se întâmplă după ce au fost treziți din somn de acel mesaj RoAlert. Iată ce se întâmplă, un nou incendiu la Ecoburn. Pe parcursul acestei zile, colegii de la Observatorul vă vor ține la curent cu evoluția situației. Mai rămânem aici în live pentru a vedea cum se desfășoară intervenția pompierilor ISU Prahova. Pompieri care acționează aici de cam de 4 ore. Trebuie să mai spun că discutând cu ei, și este evident acest lucru, din cauza poziției în care arde, va fi o intervenție de câteva ore bune,
greu de spus când va fi stins acest incendiu, când vom scăpa de norul de fum care se îndreaptă în această direcție, zona, spre zona Bărcănești-Tătărani. Este un nor de fum foarte gros, un nor de fum dens și evident toxic, pentru că aici sunt depozitate deșeuri periculoase, sunt adunate de prin spitale, sunt uleiuri minerale. În sfârșit, acestea, vă dați seama, la incendiere, cam ce ar putea să degajeze arderea lor. Se acționează și pe partea cealaltă a clădirii. Eu vă arăt aici doar dintr-o parte, n-am să intru în acea zonă deocamdată. Mirosul este evident unul greu de suportat. De altfel, ministrul mediului a tot fost în controle în Prahova în ultimele zile, mai ales în weekend, unde a descoperit un adevărat dezastru ecologic în zona Urlați. Îl invităm pe noul ministru al mediului, care pare ceva mai vioi și mai pus pe fapte. Vom vedea dacă sunt doar campanii de imagine sau chiar este dornic să-și facă treaba. Îmi cer scuze. Îl așteptăm așadar pe ministrul mediului și aici în Braz, la societatea Ecoborn, această societate care pare să nu mai termine cu problemele pe care le generează cu aceste incendii și, cum evident, cu poluarea masivă. Se acționează acum pe deasupra clădirii, pe deasupra depozitului. Și pompierii au pătruns și pe una dintre intrări. Acum putem să vă oferim imagini și din interiorul acestei hale care arde. Din cauza fumului dâns nu se poate pătrunde în clădire, evident. Incendiul va fi stins pas cu pas, doar că până atunci se degajă în continuare cantități foarte mari de fum toxic. Fum care se îndreaptă spre zona Tătărani, Bărcănești, Românești. Aceasta este direcția vântului dinspre Braz. Ne confirmă și cititorii noștri care urmăresc acest live de la Ecoborn, de la intervenția pompierilor la incendiul de la Ecoborn. Vă reamintesc și primele informații. Inițial a fost anunțat incendiul pe o suprafață de 400 de metri pătrați. Este și subprefectul prezent aici. Și el fost pompier și purtător de cuvânt
Alisu Prahova. Așadar, incendiul a fost anunțat inițial pe o suprafață de 400 de metri pătrați, apoi pompierii în timpul intervenției au reevaluat suprafața cuprinsă de incendiu. Este vorba de o ardere generalizată pe 4000 de metri pătrați. Incendiul este localizat, cu alte cuvinte, în momentul de față nu există riscul de a se extinde, este ținut sub control. Însă intervenția va fi una de durată, întinsă pe mai multe ore pe parcursul acestei zile. Incendiul semnalat undeva în jurul orei 3. Mesajul RO Alert a început să fie trimis, am înțeles că s-a primit în etape undeva de pe la ora 4 și 50 de minute. Prahovenii care locuiesc în împrejurimile platformei Brazi, respectiv cei din comuna Brazi, cei din zona Bărcănești, Ploieștenii, au primit un mesaj RO Alert care i-a trezit cu noaptea în cap. Acesta este motivul incendiului de la Ecobird, de aici de unde vă transmitem aceste imagini. Se acționează din mai multe zone ale clădirei, ale clădirii. Noi suntem în această latură. Sunt undeva peste 60 de pompieri mobilizați la această acțiune. Sunt și polițiști și cei de la Serviciul Județean de Ambulanță Prahova. Însă n-a fost necesară intervenția acestora din urmă. Slabe speranțe ca incendiul din interior să fie stins destul de repede, așa că vom avea în continuare parte de poluare aici în Prahova, de poluare masivă. Fumul se vede din Ploiești și vă spuneam, se îndreaptă, priviți ce nor de fum, se îndreaptă spre zona Tătăran, Bărcănești, Românești, aceasta fiind direcția vântului. Despre gravele probleme de mediu generate de această societate Ecobird, observatorul PH a scris în repetate rânduri despre acționariatul acestei firme, despre ce s-a întâmplat de-a lungul anilor cu această firmă, care din păcate continuă să cauzeze accidente grave de mediu. S-au tot deschis dosare de cercetare, nu s-a întâmplat nimic niciodată. Evident, și pe parcursul acestei zile, colegii mei vă vor ține la curent, vor publica materiale legate de acest nou accident de mediu, deosebit de grav, cauzat de societatea Ecobird. Nu se cunoaște momentan cauza care a generat acest incendiu, însă, evident, la finalizarea intervenției pompierilor ISU Prahova vom avea și detalii despre. Dar, într-adevăr, pentru oamenii ne întreabă, printre deșeurile periculoase se află și cele colectate de la spitale. Sunt substanțele utilizate în spitale, sunt resturi, pansamente, resturi de la operații, ca să o faceți o imagine.
cam ce se colectează și se arde aici. În mod normal, arderea trebuie să fie controlată în cuptoarele celor de la EcoBurn, de altfel, când a fost inaugurată această societate, s-a făcut mare tam-tam pe faptul că arderea este una eco, că nu este nicio problemă pentru mediu. Iată cum arde necontrolat totul aici și, evident, sunt probleme deosebit de grave pentru mediu. Exact opusul la ceea ce se spune. Focul în interior pare să se întețească acum. Vă spuneam, se intervine din mai multe părți. Dumneavoastră vedeți doar o parte. Însă este greu de crezut că se va termina prea curând această intervenție, dată fiind amploarea incendiului, un incendiu extins pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați. Hala este una foarte mare. Din cauza fumului dens din interior, pompierii momentan nu pot pătrunde pentru a face mai mult din această parte a clădirii. De jalnic arată acest loc, această parte a clădirii. Este o zonă în care, din păcate, din cauza fumului, vom evita să mergem. Nu este deloc plăcut, iar mirosul este unul cumplit. În acest loc a avut s-a produs un alt incendiu în urmă cu aproximativ 2-3 luni. Vă spuneam, vor reveni colegii mei de la Observatorul cu mai multe date pe parcursul acestei zile. V-am arătat și atunci, însă a fost o intervenție de mai mică amploare față de aceasta. Acum efectele sunt mult mai grave. Într-adevăr, mesajul RoAlert de plin justificat, fumul din această zonă este absolut imposibil. O să ne mutăm din nou într-una din zonele în care pompierii Suprahova acționează. Din păcate, bun, poate vede și domnul Arafat cam ce dotări au pompierii Suprahova.
aceste autospeciale Roman, care la rândul lor poluează. Dar mă rog, poate e mai important să facem alte achiziții decât să dotăm pompierii cu ce au cu adevărat nevoie. Vieții oamenii își fac treaba cu ce au. O să încheie această intervenție live în câteva momente, urmând să revenim cu noi date. Deocamdată să rămânem aici în zonă și să vă ținem la curent. Așadar, un incendiu produs la societatea Ecoburn de pe platforma Brazi. Un incendiu produs într-o hală de depozitare a deșeurilor periculoase pe care această societate ar fi trebuit să le incinereze ecologic. Vedeți și dumneavoastră câtă ecologie. Fumul se îndreaptă, fumul extrem de dens se îndreaptă spre zona Bărcănești, Tătăran românești. În acea direcție bate vântul dinspre Brazi. Peste 60 de pompieri au fost mobilizați pentru această intervenție. Pe o parte dintre ei îi vedeți aici. Nu se poate pătrunde în hală în acest moment. Se acționează de deasupra. Vor merge din nou câteva mașini să alimenteze cu apă. Acționează aici de peste 4 ore. Aproape de ora 5 s-a emis și mesaj RoAlert, iar oamenii au fost sfătuiți, cei care locuiesc în apropiere, să țină geamurile închise sau, dacă locuiesc foarte aproape, să părăsească această zonă din cauza degajărilor foarte mari de fum considerat extrem de toxic. Așadar, revenim cu noi date despre această intervenție și despre evoluția incendiului de la Ecoburn. Vă spuneam, intervenția va fi pe parcursul întregii zile, pentru că este greu de crezut că va fi așa ușor de stins pe o suprafață de 4000 de metri pătrați într-o hală imensă. Puteți vedea și dumneavoastră acum cât de puternic arde în interior. Yeah.